Primul talcioc cu troc al copiilor din Sâniculau Mare a fost un eveniment plin de entuziasm și bucurie desfășurat în Parcul Mare pe data de 8 iulie. Un grup de 20 de copii, inclusiv 2 bebeluși, au participat la acest eveniment inedit, unde au făcut schimb de jucării, cărți, haine și pantofi. Bună ziua, suntem astăzi la talcioc cu troc. Aici copiii vin să-și deie jucăriile, hainele, bijuteriile și cărțile vechi ce nu le mai folosesc pentru a primi altele. Puteți privi în jur. Aici avem un raft plin de haine care vor primi o viață nouă, alături de alte obiecte. Toți copiii au venit zâmbind și râzând. Vă așteptăm și pe voi! Micile lor magazine au fost amenajate cu grijă pe pături mari și colorate care au servit drept ambasadori atrăgători pentru clienți. Atmosfera a fost una plină de comunicare și interacțiune între copii care se invitau reciproc să viziteze standurile și să facă schimburi. Aceștia au reușit să găsească soluții echitabile pentru ei și clienților, demonstrând abilități de negociere și cooperare. Melună! Wow, uite-o! Era lângă tine! Talciocul cu troc a fost atât de apreciat de participanți încât planurile pentru următoarea ediție au fost deja făcute. Organizatorii Maia Handolescu și Andreea Lațco au primit un feedback pozitiv din partea copiilor și a părinților, motiv pentru care au anunțat că următorul talcioc va avea loc înainte de începerea noului an școlar. Data exactă va fi anunțată în curând, iar toți cei interesați vor avea ocazia să participe și să se bucure de această experiență unică. Talciocul cu troc al copiilor din Sâniculau Mare a reprezentat un mod inovator și distractiv prin care copiii au putut învăța despre generozitate, schimb de bunuri și interacțiune socială. Acest eveniment a creat o legătură puternică între comunitatea locală și a oferit oportunitatea copiilor de a-și dezvolta abilități sociale și de comunicare într-un mediu prietenos și plin de culoare.